cerșetoarea. Femeia la care mă uit, cu admirația de e o cerșetoare. Femeie fără vârstă, bătrână din Un braț i-a rămas ridicat din cot, schițat sumar ca în macheta unei alegorii, în care păstrează gestul, forma pierdută. Ea duce pe umăr hamul și sacul vechiturilor alimentare căpătate, e pe la prânz. Femeia nu mai cere, își duce acasă recolta, păzită de căutătura ochilor, agresivă și dementă. Unde e o fi casa? Care e o fi casa? Va fi destulă vreme până la noapte pentru drumul lung? În felul ei, femeia se grăbește. Dacă de când o urmăresc nu și-a întins la trecători mâna neîmpovărată, Lăsată să spânzure ca un tesac de-a lungul animalului ei, acoperit cu zdreanță. Unde am mai văzut-o? Poate că nicăieri. O cunosc, totuși, din nu mai știu ce închipuire. Va fi blestemat mai că mi-a vreodată necăjită de ticăloșie pe cineva să ajungă așa, să se strămute, stând pe loc și să umble de a și târâși pe tălpi pe lângă mersul vertical omenesc al cerșitoarei, târâtul de-a al logului îngenunchiat de-a dreptul pe pântec, pe trunchi și pe șezut. E o fugă accelerată. Exterior întreagă, ea nu-și poate deslipi o singură dată pingeaua de pe pământ, rigidă ca o momâie, înzestrată cu unica facultate de mișcare a burghiului și asemenea unei figurine de carafă care face parte din dop. Dacă ridicau de păr, ai smulgi odată cu labele și o bucată din pământ, ca la ridichile negre. Iulelele glesnelor ei sunt îngropate. Pe distanța unui pas dintre două vitrine alăturate, una de bancă și alta de librărie, a cheltuit femeia un ceas întreg, parcurgând-o cu încetineala vrejului de tifgă, care își întinde nesimțit intestinul prin buruieni și face pauză cu o hernie neîncetată și aderentă, ruptă neîncetat, pe dată ce încolțește. Un lipici frăjit înclește călcâiul pe asfalt ca un păienjeniș. Ce-a putut găsi atât de suculent în stârvul ei țărâna încât să îl sugă de viu? Dacă un muzican s-ar inspira de la ritmul cercetoarei ca să scrie un dans nou, instrumentele ar trebui adaptate suspinului scurt și ecoului înăbușit. Orchestra care ar comanda programul inedit al unei săli de dansatoare ar pune în melodie geamătul, scrâșnirea și sincopa, pe acompanimentul fluid în surdină al șuierului de șarpe. Și toba lovită cu o minge de cârp ar înfățișa destinul murmurat în neștire. Am mai văzut într-adevăr undeva pe cerșetoare și am ascultat, nu mi-aduc aminte când, și sinfonia, și dansul. Și poate că am jucat și eu, neputând să fiu primit în sala balului, pe acoperiș, sau pe un balcon, sau într-o lucarnă, influențat de copse. Desigur, n-am uitat de tot. Părechile de măști alucinante se deghizau în cerșitoare bătrâne, cu sacul alternat de spinare, și aparținea unei lumi necunoscute de nebuni, de îngropați de vii, de personaje putre de pe jumătate și parțial descompuse și hora lor condusă de trestea cu fulga unui șef de orchestră scheletic era dansul morților. Nu știi? Al morților ieșiți din infern ca să se bucure de muzică, de poezie și de viață fără să participe la ele.